Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi avem prima emisiune de promovare electorală alături de reprezentantul Partidului Național Liberal, chiar președintele filialei Călăraș. Bine ați venit, domnul Daniel Ștefan Drăgulin. Să rămână, bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și toți cei care ne privesc astăzi pe noi. Ne aflăm în primă campanie electorală. Pe data de 10 noiembrie românii vor merge la urne să-și aleagă președintele. Aș vrea să îmi începeți cu o simplă prezentare a candidatului Klaus Iohannis, pe care dumneavoastră îl susțineți. Și a programului electoral. Dacă stau bine să mă gândesc și ne uităm în sondaje, la ora actuală îl susțin foarte, foarte mulți, cele 42% în dreptul dânsului dovedește de fapt că simpatia este mai mult decât a Partidului Național Liberal, este a multor cetățeni, fie ei de alte coloraturi politice sau simpatizanțe al altor partide, care își dau seama de cine este Klaus Iohannis, ce rol îndeplinește el are prin funcția de președinte și prin tot ceea ce a făcut și face pentru România. Sau cum avem noi, cum spunem noi, o Românie normală. O Românie normală, așa se numește și programul electoral al domnului Klaus Iohannis. Din câte îmi spuneți dumneavoastră, se pare că nu există probleme, iar drumul către al doilea mandat este bătătorit. Așa îl vedeți? Da, nu numai nu credeți că vor fi surprize? Diferența este prea mare. Dacă ne uităm în trecutul alegerilor prezidențiale de până acum, nu a existat așa o mare diferență într-o situație politică cum este cea de acum. Faptul că, pe de o parte, există un guvern demis care încearcă prin răsputeri să dreagă busuiocul acum pe ultima 100 de metri, de fapt, prin asta se acuză pentru că ei nu au făcut nimic într-o perioadă de aproape 3 ani de zile, iar acum încearcă să aducă pe cât de cât într-o oarecare lumină mai bună activitatea guvernului. Dar, după părerea mea, guvernul a dovedit incompetență, iar alternativa care a fost, dacă stau bine să din 2012, păcat că nu a avut un guvern care să se susțină reciproc prin legi și prin un comportament decent în Europa, a dus să ne situăm unde suntem acum. Dacă ne gândim că guvernul pe care abia l-aștept să fie instalat, vom dovedi, și asta este o încercare deosebită a guvernului care sper să fie validat, este o încercare la limită, întrucât situația economică și politică din România, atât pe plan intern cât și pe plan extern, dovedește că noi suntem undeva departe de Europa. Deși, și acum spun câteva cuvinte de domnul Klaus Iohannis, a încercat prin toate metodele politice, diplomatice, să schimbe într-o oarecare măsură din mers modul în care suntem priviți. După cum știți, dânsul a avut întâlniri la nivel înalt și în Europa, și în România, și în Statele Unite, și mai mult decât atât a fost în Japonia, unde a avut o întrevedere cu primul ministru pentru a repara acea, după părerea mea, gafă diplomatică, și cred că prin tot ceea ce face, și am fost de multe ori la întâlniri cu dânsul, este atât de hotărât ca împreună cu Partidul Național Liberal și respect cu guvernul pe care Partidul Național l-a validat și l-a propus, să realizeze ceea ce programul nostru, programul partidului, programul președintelui este transmis tuturor cetățenilor. Și încă o dată vin și spun, procentele pe care le are în sondaje dovedește acest lucru. Am văzut și eu programul electoral al domnului președinte, este destul de voluminos, dar totuși aș reveni cu rugămintea la dumneavoastră să-mi dați câteva exemple, obiective. În primul rând, pentru președintele Klaus Iohannis, România normală înseamnă lege egală pentru toți. Și dacă stau bine să mă gândesc, ea este transmisă sau vine către și partea de jos în administrație, către tot ceea ce înseamnă lege pentru toată lumea, indiferent pe ce poziții suntem, de conducere sau oameni simpli, pentru că în fața legii nimeni nu este mai presus. Deci un prim obiectiv ar fi pe partea de administrație. Da. Al doilea obiectiv care este destul de important este vorba de educație, sănătate și solidaritatea pentru președintele cetățeni. Vorbea și despre infrastructură la un moment dat, fiind nemulțumit. Dezvoltarea orizontală a activității în spitale, am văzut cu toții faptul că
mulți cetățeni care se duc acolo la camera de gardă, în spital pentru servicii medicale, acestea nu se ridică la nivelul așteptat. Sunt destul de mulți care pleacă fără să aibă la un rezultat final, diagnostic. Un diagnostic. Unii mor și afară din spital, alții mor și în interiorul spitalului. Trebuie să existe neapărat o lege care să permită, atât din punct de vedere al salarizării medicilor și personalului spitalicesc, cât și a celor care stau în spital. Uh-huh. Condițiile bune nu înseamnă neapărat să ai un pat unde să dormi, ci și serviciile de calitate. Uh-huh. Și domnul Klaus Iohannis a pus un mare accent pe acest lucru. De asemenea, un rol foarte important l-are educația. Un popor fără educație și fără o istorie își pierde identitatea. Știm foarte bine că domnul Klaus Iohannis din primul mandat a avut programul privind România Educată. Nu am avut cu cine să facem acest lucru, deși, după părerea mea, indiferent de ce culoare politică ești, în momentul când ai o guvernare și ai un președinte, trebuie să existe o colaborare strânsă, pentru că cetățenii ne-au investit ori pe unii, ori pe alții, să-i ajutăm pe toți fără să face diferențe că ne-au votat în oraș PSD și altul PNL sau de alte formațiuni politice. Ca atare, există la nivelul guvernului, propus de noi, un program pentru dezvoltarea învățământului pe toate nivelurile, elevii să beneficieze de condiții adevărate, europene, ca la sfârșitul, să spun, pregătirii perioadei de învățământ, să demonstreze că ei au cunoștințele necesare pentru a-și găsi un loc de muncă, și intrăm și în partea de investiții sau de dezvoltarea antreprenoriatului, și nu numai loc de muncă, ci și locuri unde în învățământul superior, ulterior, devenind specialiștii de care România și noi avem nevoie. Ați enumerat investiții, infrastructură, sănătate, educație. O parte dintre aceste obiective le regăsim și în celelalte programe electorale ale contracandidaților. Ce anume îl diferențiază pe Klaus Iohannis? Da, vă dau un exemplu așa. Faptul că poziția președintelui în toate întâlnirile europene și numai este o poziție respectată de toți cei cu care se întâlnesc. Prin poziția lui administrativă și diplomatică demonstrează că România are valori care pot sta în primul rând în orice întâlnire europeană și nu numai. V-am spus mai devreme că faptul că s-a realizat la Sibiu o întâlnire cu toți liderii politici europeni, cei 27, unde au participat președinți de Comisie Europeană, de Parlament European, președinți de state, și rezultatele care au avut loc acolo demonstrează clar că ceea ce propune președintele României sunt lucruri normale, sunt lucruri care se pliază pe politicile europene. Dacă stă bine să ne gândim, felul în care se prezintă la toate întâlnirile președintele României este diferit de comportamentul primului ministru. Ați văzut foarte multe gafe care nu caracterizează poporul român. Noi suntem un popor respectos, suntem un popor care știm să facem diferențele, fie ele și diplomatice, și știm să ne comportăm cu un diplomat sau cu un oaspete. Și mă revin la vizita pe care a făcut-o primul ministru al Japoniei, România având relații înainte foarte, foarte bune de colaborare economică, și că nu a putut să stea de vorbă cu el, îți dă un semn de întrebare, îți pune un semn de întrebare. Nu poți să nu te întâlnești cu cineva venit de departe, prim-ministru a unei țări dezvoltate, în care cu care putem dialoga și putem să realizăm programe economice de perspectivă, să nu-l bagi în seamă. Acest lucru denotă clar că nu există competență pe acest domeniu, lucru pe care un prim-ministru ar trebui să îl aibă de la bun început, pentru că dezvoltarea economică, relațiile politice, trebuie să stea pe masa primului ministru de fiecare dată. Uh-huh. El are în spate miniștrii pe care trebuie să-i coordoneze pe diferite domenii, iar tu trebuie să fii exponentul acestora prin realizări sau prin
activități diplomatice de atragere acestor, să zicem, țări prim-miniștri care reprezintă diferite țări mult mai bine cotate decât România. Și pot aduce și investitori. Pot să aduce și investitori. Tocmai de-aia, unul din punctele foarte tari ale domnului președinte și ale programului pe care noi îl avem, este vorba de dezvoltarea antreprenoriatului. Realizarea unor legi flexibile, nu stufoase, care să permită tuturor antreprenorilor și celor care vor să vină să se dezvolte în România, legi simple și clare, pentru că atât economice, administrative, ca să le permită ca în cel mai scurt timp afacerea să demareze. Pentru că dacă stăm bine să le gândim, afacerea pe care o are este și în avantajul lui, dar este și în avantajul nostru. În primul rând ne gândim la crearea locurilor de muncă și modernizarea în general a României. Ați adus în discuție atribuțiile primului ministru și cum ar trebui să comporte. Să ne revenim un pic la situația actuală din România. Considerați că premierul Ludovic Orban va reuși să-și treacă guvernul? E o întrebare la care... S-a tot amânat. Ba că este ziua morților, ba că a fost colectivul, s-a amânat pentru luni. Atâta timp cât interzici și să participi la investirea unui guvern, îți dai seama de fapt de caracterul și de, cum să vă spun, poziția neprincipială a actualului guvern și a primului ministru, care este și președinte de partid. Faptul că noi ne prezentăm în fața Parlamentului cu un guvern, și poate nu zic că sunt subiectiv, dacă le citim CV-ul la fiecare dintre candidații pentru posturile de ministri, ne dăm seama că există diferență mare. Suntem într-o perioadă destul de nu agitată, cu un ritm de dezvoltare din partea celorlalte țări destul de mare, iar noi batem pasul pe loc. Pasul pe loc îl bați în primul rând pentru că nu ai legi coerente, nu ai programe care să răsfângă în partea practică. Sunt tot felul de lucruri pe care le invocă vis-a-vis de că n-au putut, nu știu din ce motiv. Deci motive poți găsi și de o parte și de alta, și negativă și pozitivă. Ei, trebuie să le iei în considerare pe cele pozitive, pentru că cetățenii ne-au votat ca să facem ceva pentru ei. Dar, după cum vedem, trage linie după 3 ani și jumătate și ne dăm seama că din tablele acelea puse în fața cetățenilor de către conducătorii Partidului Social Democrat, de fapt, realizările sunt minime. Eu cred că cetățenii acum și să simte acest lucru din teren și-au dat seama, pentru că spun foarte clar, nu vrem să mai fim păcăliți. Și de-aia am spus că guvernul pe care Partidul Național Liberal l-a propus are o responsabilitate enormă, pentru că se știe, încă nu sunt oficiale datele, există un deficit bugetar destul de mare, există o gaură financiară foarte mare la bugetul național. Colegii noștri și, în primul rând, domnul Câțu, care va fi ministrul finanțelor, deja are niște măsuri care să vină pentru scurt timp să echilibreze într-un fel partea financiară a tuturor UAT-urilor, pentru că știți foarte bine că au venit cu niște legi și, dintr-una între alta, au venit cu niște legi care de care noi, primăriile, nu am beneficiat în sensul pozitiv. Din contră, ne-a coborât la un alt nivel economic, pentru că ni s-a pus în spate să plătim cei de la asistații sociale, să plătim indemnizațiile pentru persoanele cu handicap. Au zis că ne-au luat din banii din fondul de rulment, au spus că ne-a mărit încasările, fără să fim întrebați. Asta s-a întâmplat peste tot și toți primarii au suportat cu greu acest lucru. Gândiți-vă că dacă nu există un echilibru între ce se dă și ce se cere, nu o să ieși niciodată la liman. Mai mult decât atât. Cu toată părere de rău vreau să spun că, deși am beneficiat și eu de niște proiecte pe NDL, vreau să fi fără niciun fel de, cu niciun fel de reținere, faptul că s-a făcut discreționar, mai mult de atât, banii pe FDI nu există.
s-au semnat niște contracte pe niște bani fictivi. La ora actuală nu există. Există o irresponsabilitate din partea acestora. E, guvernul pe care domnul președinte Ludovic Orban îl va conduce, va avea grijă ca toate primăriile, indiferent de coloratura politică, da, să beneficieze de dar bani. Dacă nu va reuși să treacă acest guvern, dacă vor veni prezidențialele pe 10 noiembrie... Păi, facem așa, cine a fost de acord să treacă moțiunea? Da? Ce partide? Da, dar partidele care majoritate, au votat nu, marea pentru lor majoritate, moțiune... Da, marea lor majoritate, în afară de Pro-România, sunt și acum alături de Partidul Național Liberal. Cu anumite condiții. Cu anumite condiții. Condiții pe care și noi le avem trecute în program. Adică sunteți program. De acord cu alegerile anticipate. Da. Dacă nu se poate trece, nu poate trece guvernul, merge la alegerile anticipate. Și atunci te ține toată seama. Dom'le, de ce n-au vrut cei de la PSD să treacă guvernul? Da? Pentru că, oricum, la ultimele alegeri de la europarlamentare și de la referendum, s-a demonstrat că cetățenii nu mai doresc PSD. Da? Echilibru politic este rupt. PNL-ul crește și PSD-ul scade. Ce vor ei să facă în ultimul an? Să dea lapte și miere de ce? Cu ce? Că nu mai există bani. Să ne împrumutăm în fiecare zi, să plătim niște dobânzi enorme față de celelalte state? Mă întorc la ce a spus dumneavoastră. Nu vor să-l trecem, înseamnă că își asumă alegerile anticipate. După părerea mea, noi am venit cu alternativă de guvern. Dacă se dorește ca România să înceapă primii pași spre o normalizare, nu o dezvoltare, o normalizare a vieții sociale, politice, economice, trebuie să înțeleagă că acest guvern a venit cu alternativă. Dar ei nu vor, ei vor să rămână tot așa închistați în cutumele pe care PSD-ul le are și atunci, după părerea mea, nu poate să răspundă decât în cea mai mare măsură Partidul Social Democrat și Pro-România lui Victor Ponta, care surprinzător la început a fost de acord, pentru că după câte știu s-a discutat inclusiv anumite doleanțe pe care ele au avut și au fost de acord că altfel nu votau și acum s-au schimbat, că vezi, doar se dorește un guvern social democrat în contextul în care mai vii și soliții să dea posibilitatea ca tu să numești comisarul european. Este o, să nu zic ce, să cere așa ceva, întrucât nu ți asumi nimic, dar în schimb vrei posturi din conducerea europeană. Eu cred că niciun parlamentar nu își dorește să ajungă la alegeri anticipate. Dacă nu în primul tur și dacă s-ar trece în primul tur, ar da dovadă de demnitate politică și de viziune, ar trebui să treacă, iar să fie lăsat guvernul, să vedem dacă într-adevăr PNL-ul este în stare să scoată din această situație în România și dacă nu o scoate, într-adevăr, e destul de grav. Dar eu cred că nu ne asumăm o guvernare. Și nici un eșec, pentru că se apropie alegerile locale, se apropie alegerile parlamentare și țelul nostru este să conducem România 5 ani. Să vorbim un pic și despre campania electorală derulată la nivel local. Ce fel de campanie faceți la nivelul județului? Vorbiți cu oamenii direct? Vă axați mai mult pe comunicarea în mediul online? Ce fel de campanie faceți? Campania pe care am făcut-o de fiecare dată, campania pe care am făcut-o și la europarlamentare. Mergem, stăm de vorbă cu acei cetățeni care doresc să stea de vorbă cu noi. Există o receptivitate extraordinar de mare. Chiar sunt plăcut surprins și v-am zis de la bun început, asta dovedește și procentele pe care le are domnul președinte. Oamenii sunt de acord că vor să schimbe. Mai sunt și cei care spun, domnule, ne-au mărit pensiile. Bine, este de fapt singurul lucru pe care îl fac în această perioadă, 100 de lei la salariu. Și dacă încerc să le explici, ia zi, te duci la... Mai puneai bani deoparte? Da, mamă, mai puneam și eu câte 10, câte lei, 2 de lei, acolo să am și eu pentru bătrâneți. Zic, mai pui ceva acum? Mamă, să știi că ai de nu mai pun. Păi vezi, banii pe care ți-a dat, de fapt, se duce în coșul zilnic sau în toate
cheltuielile pe care fiecare cetățean are. Hai, s-a mărit energia, s-a mărit combustibilul, s-a mărit prețul la alimente, s-a mărit costul vieții, într-un cuvânt. Atunci ce mai dorim? Când tu trebuie să te gândești foarte clar că cetățenii trebuie să aibă o viață decentă. Toată lumea spune lucrul ăsta. Prin ce să aibă o viață decentă? Că le-ai mărit pensiile sau salariile și ulterior mărești prețurile, ne uităm la inflație. Și cel mai grav este că dacă ar fi să facem o evaluare a împrumutului care se ridică la peste 100 de miliarde, este foarte greu să-l dăm înapoi. Cum s-a ajuns aici? Întrebăm guvernanții. Ce soluții sunt? Întrebăm pe cei care vin. Fiecare să răspundă pentru ceea ce a făcut. Eu sunt convins că președintele împreună cu un guvern liberal va avea succes în această perioadă. Gândiți-vă că ne bat la ușe mulți investitori care, datorită legislației destul de greoaie și stufoase și a impozitelor pe care aceștia le-au creat pentru a aduce bani să-și plătească toate angajamentele, ca să le spun așa, au făcut ca multe din societăți, fie că și-au restrâns activitatea, fie că au plecat sau nu mai vor să investească în România. Președintele României, într-o România normală, spune foarte clar, dezvoltarea antreprenoriatului, realizarea unor legi suple, simple, care să vină în sprijinul celor care vor să investească în România, indiferent că este român sau străin. Mi-aduc aminte, sau mai bine zis, știm foarte clar că România s-a dezvoltat în anii 30, anii în care pătura de mijloc sau societățile private aveau un regim foarte stabil. De fapt, ei dau valoarea și poziția economică și socială a României. Dar noi mai bine am avut asistat social, indemnizații și așa mai departe, lucruri care, după părerea într-o Românie normală, nu ar trebui să existe. Sau există acolo unde este cazul. Credeți că odată cu schimbarea guvernului va crește numărul de investitori în țara noastră? Veți crea condiții, PNL-ul va crea condiții pentru atragerea investitorilor? Este unul din obiectivele trecute în programul de guvernare. Deci nu cred că... O să vedeți, de fapt, noi discutăm la ședințele de Birou Politic Național, veți vedea deja în momentul în care, după ce vor fi investiții, deja încep să arate ceea ce trebuie să facă un guvern profesionist. Am auzit până acum obiectivele propuse de politicieni, de candidatul la prezidențiale. Dar în momentul în care faceți campanie electorală, în momentul în care mergeți în cel mai îndepărtat cătun din județul ăsta, ce vă spun oamenii? Ce anume și-ar dori? Vedeți, dumneavoastră, toată lumea are un televizor acum. Mai mult decât atât. Au acces la informații. Au acces la informații. Câteodată rămâni surprins de ce întrebări îți spun. Au început să facă diferențe între vorbe și fapte. Faptul că noi venim pe o criză politică și economică a guvernării PSD și a întregului partii, ca să spun așa, pentru că uitați-vă ce se întâmplă în interiorul lor, ce mișcări sunt și ce discuții se poartă. Și văzând că țin cu dinții de un guvern care, după părerea mea, ar fi bine să-l voteze cât mai repede pe celălalt, ca să scape, pentru că incompetența prinde niște valori foarte mari și faptul că, din tot ceea ce spun, nu realizează, oamenii văd și spun așa, mamă, nu mai votăm cu PSD. Sunt și oameni, de ce să nu ne votăm? Că spun, lăsați-mă, mamă, că votez cu... Nu vreau să stea de vorbă. Normal. Sunt cetățeni care sunt pro-PSD de când se știu și n-ai cum să le schimbi opțiunea, te ascultă și după aceea nu am să întreb dacă vor continua sau dacă își doresc schimbarea. Nu, aceasta va fi întrebarea mea. Punctual, ce anume își doresc? Vrem drumuri, nu. Vrem Am uitat să menționez faptul că prin programul pe care Partidul Național Liberal îl are prin guvernul investit, sau cel care ce va fi investit, da, ce va fi investit,
una din lucrurile, unul din punctele pe care partidul are în, ca obiectiv este reîntoarcerea românilor plecați în străinătate. Crearea unui cadru legislativ care să le permită să-și dezvolte afaceri în România și să aibă un câștig apropiat de cel din Occident. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, nu e bază în palme și realizezi asta într-o unitate de timp scurtă. Deci toate aceste lucruri trebuie așezate punfăgaș de normalitate și nimic altceva. Hai să încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru prezența în studio.